Expoziția pe care venisem astăzi seara la Muzeul Național al Țăranilor Români este opera colectivă, aș spune, a multor muzee din România, toate fiind membre al Rețelei Naționale a Muzeelor din România. Este expoziția care, în această fază, participă 26 de muzee. Trebuie să spun că noi sperăm că proiectul nostru va fi continuat în mult mai multe muzee din România. Este doar primul stop al unui traseu pe care îl prevedem a fi mult mai îndelungat. Noi sperăm că, vreme de câțiva ani de zile, acest proiect expozițional va putea circula, va fi itinerat în întreaga țară. Și că, la următoarele popasuri, acest proiect va putea fi augmentat prin participarea unor muzee care n-au reușit să fie prezente astăzi la noi. Proiectul Muzeu pentru Tine este un proiect care a apărut la ideea colegului meu, domnul Valer Rus, managerul muzeului Casa Mureșenilor, muzeul din Brașov, care este un muzeu dedicat imnului național și care a fost ulterior pus în operă prin un proiect de redactare, în primul rând, realizat de Dragoș Neamu, care este responsabil pentru proiecte în cadrul Rețelei Naționale a Muzeelor din România și care a fost supus aprobării pentru finanțare și la Administrația Fundului Cultural Național, obținând un sprijin și din partea statului, deci prin intermediul Fondului Cultural Național, dar beneficiind, bineînțeles, și de participarea tuturor muzeelor care sunt implicate în acest proiect expozițional. Fiecare muzeu trimite aici un obiect, sau cel puțin un obiect de regulă, unul care este extrem de sugestiv pentru colecția muzeului în cauză. Noi am cerut să fie trimise la această expoziție bunuri care sunt clasate în tezaurul Patrimoniului Cultural Național. Nu a fost posibil întotdeauna acest lucru. Sunt unele obiecte care fac parte doar din fond sau care nu sunt încă clasate în una dintre cele două categorii. Dar chiar și în această ultimă situație, obiectele respective sunt într-adevăr reprezentative pentru colecțiile muzeelor în cauză. Este o expoziție foarte eclectică. Sunt aici bunuri de istorie naturală, de etnografie, de artă, de istoria tehnicii. Noi sperăm că în acest fel, printr-o expoziție compozită, vom reuși să atragem atenția asupra faptului că fiecare muzeu are personalitatea sa proprie și că fiecare parte a patrimoniului cultural acestei țări este importantă și ea trebuie să fie cunoscută de către public, pentru că dacă noi păstrăm bunurile pe care le administrăm în numele națiunii române în muzeele noastre fără să le aducem la cunoștința publică, atunci înseamnă că o facem degeaba. Un bun cultural pentru a căpăta valoare, inclusiv valoare administrativă, financiară, pentru că fiecare dintre obiectele pe care le administrăm noi primește o evaluare și este înregistrat în registrele de inventare a muzeului cu o anumită sumă de bani. În mod evident, un obiect care nu este cunoscut degeaba are o valoare acolo de sute de mii de lei sau de milioane de lei, pentru că în realitate, în ochii publicului, nu are nicio valoare. Obiectele trebuie să fie cunoscute de către public și noi asta vrem să facem. Vrem să atragem atenția spre faptul că muzeele există, că au un rol social important în societatea românească, că sunt importante nu doar pentru noi cei care administrăm niște bunuri culturale, ci pentru fiecare cetățean al acestei țări. Acesta este, în ultimă instanță, să spunem, scopul suprem al expoziției noastre.
faptul că itinerăm această expoziție în mai multe orașe din țară, acolo unde sunt prezente muzeele, membre ale Rețelei Naționale a Muzeelor din România, vrem să ajungem și în locuri în care sunt mai rar aduse expoziții din alte localități. Există muzee care sunt membre ale rețelei noastre, dar care nu au posibilitatea să aducă în sediile lor muzee din afara instituției. Așa încât această expoziție itinerantă va constitui, credem noi, un impuls pentru respectivele muzee să își pună ele însele, în primul rând, în valoare patrimoniu și un sprijin pentru conducerea respectivelor muzee și pentru muzeografii și specialiștii de acolo în fața autorităților locale, ajutându-i să îi facă pe decidenții politici să înțeleagă la rândul lor importanța muzeelor și a patrimoniului cultural pe care ei îl administrează. Fiecare dintre noi este liber să-și aleagă propria sa piesă în funcție de interesul său. Poate că cineva va fi mai pasionat de dintele fosilă de rechin sau altcineva de un tablou reprezentând un peisaj din Maramureș pictat de un pictor care aparține școlii de la Baia Mare. Pentru mine, cred, trei sunt obiectele importante. Unul este manuscrisul imnului național de sănătate române, tronul regal, tronul regilor României, și al treilea obiect este evident obiectul care provine din colecția noastră, un ulcior de nuntă din anul 1908, care a fost printre primele obiecte colecționate în cadrul colecției de ceramică a muzeului nostru, înființat, așa cum se știe, în anul 1906.